Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Prezentă cu Botoșanul, Mezacoli, Șerban, Rainov, bătut aici la prima bară, gol! Ce vorbeam despre inspirația? Asta este inspirație, fără îndoială. Rogulici! Centrarea lui Nistor, vine aici și apare înaintea lui Latovlevici. Iată-l pe Latovlevici, vine după el, sare târziu. Fatai, cam tare intrarea, atenție, este intrare de galben și este al doilea galben pe care îl vede Crețu în 10 minute. Două avertizmente văzute de jucătorul Crane. El în câteva clipe, în câteva minute, a văzut aceste două avertizmente în 4 minute. Mai exact. Crețu este eliminat. Care l-a pus serios la treabă. Câmpanu, tot pentru Colici. Colici e pe lângă. Părea să fie acolo pe minge grab. Remarcabilă detenta lui. Bine, îl ajută și Italia. Gamaritul i-a venit bine mingea. Era acolo grab, dar cred că era degeaba dacă reușea să trimită pe poartă. Bulgarul Rainov oprește mingea cu talpa. Rainov! Este cea mai bună ocazie pe care o are Argeșul în această partidă. Rainov, care o preluare interesantă. 29 de ani, vârsta acestui fotbalist bulgar. Levski, Beroe, Lokomotiv. Echipe pe la care Tofan. Pasa lui Tofan, Arias scoate în lateral, Fenta ce încearcă acolo și iese Fenta, centrarea în fața porții, gol! Fata! Ce fază frumoasă! Fatai! 1-1, 5 minute la Goviana. Aici este mare parte din cheia succesului acestei faze. Bine, ia fața lui Căpățână, sigur Căpățână s-a dus după Fatai, unde erau fundașii centrali, dar acțiunea lui Diogo Viana este superbă. Meciul va avea o astfel de desfășurare. Ișvan! Scoate cornerul, Marius Constantin, practic salvat de Screciu. Screciu. Vine Marius Constantin, Screciu trimite rău și este ocazie mare pe care o are Argeșul. Arias, gol Argeșul! Ce eroare fac fundașii centrali. Arias, iată faza în reluare. Screciu trimite din fața lui Marius Constantin și dă o perfectă pasă de gol pentru adversar. Să mai zicem ceva de schimbări? Diogo Viana dă pasă de gol. Arias înscrie acum în startul reprizei secunde. Interesantă, bună pasă aici, Bancu, șutul lui Bancu. După ce Rogulic a dat pe lângă minge, croatul era în put. Aici, până la urmă, o execuție ratată a lui Rogulic face ca mingea să ajungă bine pentru Bancu. Cred că avea timp să-și oprească balonul. Da, nu cred. Pasa lui Atovlevici pentru Ișvan. Ișvan, trece Ișvan. Pasa mai departe, pe partea dreaptă, Diogo Viana. Ocazie imensă ratată de FC Argeș. A păruse atât de bine. Cred că a vrut să centreze. Cred că a vrut să centreze pentru Said. Intră. Centrarea lui Nistor. Nu era!
ocazie mare pe care o are Colic, șutează însă pe direcția lui Grab. Portarul Piteștiului reușește să scoată. Iată faza în reluare. Asta e de neiertat în defensiva piteșteană. E de neiertat, scapă ei fără gol, dar apărare om la... Ișvan față în față cu Marius Constantin, vine la Tovlevici, în spate, șuturile pe deasupra porții, Said, încă o mare... La Tovlevici, cât de bine scoate la Tovlevici. Excelent. Diogo Viana știe mult fotbal. Portughezul la marginea careului, mai departe Ișvan. Nu cred că asta era o poziție de șut, de centrare, ce a încercat el, avea timp. De la Arias, acolo în fața porții Said. Puteatează piteștinii. Sigur, Craiova și mai ușor de surprins acum, normal. Aici este o pasă bună pentru Marcovici. Marcovici se duce în dreapta. Marcovici, până se așează Marcovici, se întoarce de două ori João Miguel, dar și el îl întoarce pe João Miguel și nu odată. Marcovici continuă faza. Grab în fața lui Bayram. Pasa bună. Faza părea să fi fost rezolvată la un moment dat de defensiva piteșteană. Bayram dă cu șpițul din 7-8 metri. Mâne jos. Frumos. Nu a ieșit. Păcat de frumusețea fazei. Ei, aici unul contra unul, Marius Constantin expus și au superioritate Meța Coli. Acolo este Ișvan, primește Ișvan la Tovlevici lângă el. La Tovlevici, formidabil, la Tovlevici, gol, Said. Greu de ales între omul. Bun, în acest context în care Craiova se desface, riscă și în inferioritate fiind, dar ceea ce face la Tovlevici nu e influențat de asta. Este genul excepțional. Jos pălăria. Deci nu mai e de om în plus, de ce, de valoare, de talent. Repeliță. Două din cele trei goluri marcate de jucătorii trimiși de el pe teren. Pasă de gol dată de asemenea de jucător de RSV. Nistor! 10 minute plus prelungire, atenție! Și că e de-al nostru, nu? Dar asta e și realitatea și cel mai frumos gol. Excelent.